Kyle Rayner a fost creat de către scriitorul Ron Marts și artistul Daryl Banks și și-a făcut pentru prima oară apariția în ianuarie 1994 în numărul 48 al serii de atunci cu Green Lantern, fiind introdus drept element cheie al poveștii Emerald Twilight, în care acesta îi ia locul lui Hal Jordan, urmând să fie în poveștile din următorii 10 ani The Main Green Lantern la DC. Iar caracterul său s-a dus beyond that, pentru că de-a lungul timpului avea să ajungă și la statutul de White Lantern sau să revină la forma sa originală, cea de Iron. Astfel că al nostru Kyle Rayner era un tânăr desenator de benze senate, ce locuia în Los Angeles și ducea o viață destul de modestă, creațiile sale artistice nefiind atât de solicitate. Toate acestea însă, până în momentul în care a fost ales de către Guardianul Ghentăt pentru a intra în posesia ultimului Green Lantern Ring după dezastrul provocat de Hal Jordan în Rampage-ul ce avea să fie cunoscut drept povestea Emerald Twilight. Astfel, Rainer devine The New Green Lantern și pentru început, atât el cât și gardianul Gantet erau într-o anumită măsură nesigur dacă a fost o alegere corectă. Gantet alegându-l drept o soluție relativ disperată, iar Kyle având o atitudine degajată asupra responsabilităților venite odată cu inelul. Toate acestea însă, până când iubita sa de la acel moment, Alexandra de Witt, l-a încurajat să fie mai responsabil și să ia cu adevărat în serios acest rol. Astfel, ea l-a ajutat să-și creeze sau să-și customizeze uniforma de Green Lantern și a fost partenera sa într-un antrenament mult mai serios, până când aceasta ajunge să fie ucisă de vilanul Major Force, și Kyle realizează cu adevărat ce înseamnă puterile unei lanterne, vrând să dovedească tuturor de ce este în stare în memoria Alexandrei. Părăsind Los Angelesul în care locuiau împreună și călătorind, el află din ce în ce mai multe despre Green Lantern Corps și lanterne în general. Acesta ajunge în New York și pentru o scurtă perioadă devine un membru al Titanilor, având ca mai apoi să facă pasul la Justice League, ajungând să lupte lângă eroii pe care i-a adorat de când era copil, Batman și Superman. Bruce, chiar ajungând să-l simpatizeze pe Kyle, antrenându-l și dându-i sfaturi pe care nu mulți le-ar fi primit de la cineva precum Batman. Cei doi creând o relație mult mai apropiată decât cele dintre Bruce și predecesorii lui Kyle, precum Hal Jordan sau Jon Stewart. Iar când vine vorba de putere lui Kyle, el se regăsește printre cele mai puternice lanterne ce au existat vreodată, iar în combat ajunge să fie mult mai creativ cu construcțiile sale, datorită pasiunii sale pentru comic box și firii sale artistice el construind sau proiectând chiar și personaje sau ilustrații din propriile sale povești, personaje din anime sau alți supereroi existenți, făcându-l un adversar imprevizibil, iar multe alte lanterne având să se îndoiască de aceste practici. Însă, aprecierile au venit de unde trebuia, Alan Scott aflându-se printre admiratorii săi, alături, după cum am zis anterior, de alți membri Justice League, printre care și Wally West sau Green Arrow. Și, de asemenea, Kyle a fost primul dintre Green Lantern Corps, fără vreo slăbiciune la culoarea galbenă și la posesorii inelelor galbene. Kyle Rayner și-a făcut pentru prima oară apariția pe ecrane în anul 1999 în Superman The Animated Series, în episodul intitulat In Brightest Day. Având ca de atunci să mai apară în câteva animații de la DC, precum Justice League sau Justice League Unlimited. Și ajungând și la final, acesta a fost abia al treilea clip din Lantern's Week și originea pe scurt a lui Kyle Rayner. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!